A devenit deja o obișnuință ca toate informările de la Ministerul Educației să fie transmise către Inspectoratul Școlar Județean Buzău prin fax și după orele de program. Dacă în luna august demiterea Florinei Stoian a venit seara, la fel s-a întâmplat și cu reîncadrarea ei pe funcția de inspector școlar general. Reprezentanții Ministerului Educației au trimis miercuri seara după ora 19 ordinul prin care o reconfirma pe post pe Florina Stoian. Prima zi de muncă a venit la pachet și cu un control. Mai exact, timp de o săptămână, reprezentanții Ministerului Educației vor verifica activitatea desfășurată de inspectorat de la data de 1 martie până în prezent. Dimineața am fost sunată de la inspectorat că a venit prin fax ordinul, secretara. Cu secretara am vorbit și atunci a trebuit să mă prezint, să preiau documentul și să mă port ca atare. Am apucat să discut cu cele două adjuncte, dar imediat am fost anunțată că a venit corpul de control, așa că pentru o săptămână două persoane de la minister vin să verifice activitatea desfășurată de inspectoratul școlar după 1 martie. Șefa învățământului Buzoian consideră că verificarea pe nepusă masă activității Inspectoratului Școlar Județean Buzău de către Corpul de Control al Ministerului Educației este oarecum suspectă. E foarte dubios, dar asta e. Eu sunt conștientă că l-am supărat pe domnul ministru prin această acțiune în instanță și dumnealui așa înțelege să se poarte cu un om care își cere dreptul și îl dovedește că a făcut o ilegalitate. Șefa ISJ Buzău spune că va fi și mai atentă la termenele ce îi se impun de către Ministerul Educației. Asta nu înseamnă că până acum nu s-au respectat, din contră, numai că de acum înainte vor fi în gardă. Cert este că persoana care nu a depus la termen raportul ce i-a fost imputat Florinei Stoian de către Ministerul Educației Liviu Pop în ordinul de demitere va fi sancționată. Tot timpul am respectat termenele. Vă dați seama că dacă n-am fi respectat și alte termene, le-ar fi adus în discuție. Asta e clar. Primim adrese de la minister astăzi cu răspuns astăzi și le-am dat curs. Deci noi suntem învățați cu viața grea, dar asta s-a întâmplat că eu n-am fost aici, am fost în concediu medical în perioada aia și probabil că oamenii au mai slăbit vigilența și au mai uitați să trimită la timp niște documente. Am făcut comisie de disciplină, o să dau sancțiune celui care a întârziat să prezinte documentul, fiindcă așa e normal. Florina Stoian a ocupat prin concurs postul de șef al ISJ Buzău din primăvara anului 2016 până pe data de 18 august, când a fost suspendată din funcție printr-un ordin al ministrului educației Liviu Pop. Stoian a contestat în instanță acest ordin, iar instanța a decis suspendarea acestuia până la clarificarea situației juridice.